Bună seara! Bună seara, bună seara tuturor! Ia să vedem dacă este cineva cu mine la această oră în live. Bună seara! Imediat. Am vrut să dau și eu câteva distribuiri, dar văd că nu merge. Nicio problemă, nu-i nimic. Bună tuturor! Bună, 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 Adriana! Pici, iubita mea! Pune în chatul nostru, te rog frumos, acest live, pentru că vreau să mă audă toate fetele din echipă despre subiectul pe care l-am ales să vorbesc despre el în această seară. Două secunde. Cineva este... Cineva are un chef de joacă teribil și nu prea mă înțeleg cu ea. Mai ales că am lăsat aici, am pus și trepiedul cu mai multă lumină. Vreau să fie cât mai multă lumină. La mine aici, în zona aceasta, eu am apartamentul, este open space, iar bucătăria și cu living-ul sunt împreună și nu bate foarte bine lumina. Și am pus trebiedul ca să fie cât mai multă lumină, pentru că vreau să ne vedem, să ne auzim perfect. Am atât de multă, pot să vă spun, energie pe care am acumulat-o dintr-un Zoom care tocmai s-a încheiat. Un Zoom pe care pot să spun... A fost ținut, l-a prezentat o persoană dragă sufletului meu, care m-a încărcat cu o energie fantastică și încă o dată am realizat și îi mulțumesc divinității pentru oportunitatea pe care mi-a prezentat-o, bineînțeles, prin intermediul unei bune prietene de a activa în online, de a mă deschide la această, oportunitate. Bună, fetelor, bună, vă pup! Pupici la toată lumea. Haideți să punem și ceva, să bem ceva, că nu putem așa, știți cum România au o vorbă. Nu putem să stăm de uscat, să vorbim despre business fără să pregătim ceva bun. Un cocktail. Dacă acest cocktail ne mai face și bine, este binevenit. Cum se spune? Doamne ajută! Așa că haideți să punem aici puțină apă. Imediat pregătim un cocktail natural. Nu știu dacă voi ați servit vreodată acest minunat supliment, este un digestiv natural din plante care are foarte multe beneficii asupra corpului. Eu îl consum în fiecare dimineață și în fiecare seară. Lili? Lilișorul meu este aici într-o agitație continuă. Dar așa se întâmplă totdeauna. La ora aceasta, Lili are o energie fantastică. Haideți totuși, două secunde. Lili, haideți să-i salutăm pe cei dragi. Lili! Bună, bună tuturor! Eu sunt pisica Snap, cum mi-a spus o doamnă, o clientă de-a mea. Unde este pisicuța Snap? Pisicuța Snap este aici. Bună, dragilor! Eu sunt Lilișor, plină de energie. O lăsăm să-și facă, bineînțeles, numărul, să spunem așa, să-și consume energia, pentru că în maxim o oră o să fie lată. O să adoarmă instant. Da! Așa este. Nici nu m-am prezentat. Dragilor, stați o secundă, așa cum trebuie, frumos, corespunzător. Haideți să mă prezint. Haideți să dăm câteva distribuiri, vă rog, cât mai multe share-uri, distribuiri publice ale acestui live. Îmi doresc acest live să ajungă pe cât mai multe grupuri și cât mai multe persoane să se deschidă la această oportunitate, această binecuvântare care mie mi-a schimbat viața. O să vă spun imediat ce înseamnă oportunitatea, ce trebuie să faci și cum trebuie să acționezi. Pentru că astăzi o doamnă pe care o am clientă de foarte mult timp a spus: draga mea, eu nu vreau să lucrez ca tine în mediul online, să fiu atât de publică, dar s-ar putea în mediul offline, bună tuturor, bună, bună, s-ar putea în mediul offline ca și eu să pot să fac ceea ce faci tu. Pentru că am foarte multe cunoștințe care au nevoie de aceste minunate suplimente. Pot să fac ce faci tu și să câștig bani? Da, bineînțeles, draga mea! Bineînțeles! Și i-am explicat, am stat la telefon de vorbă, i-am explicat despre ce este vorba, ce trebuie să facă, cum o să activeze ea, mai ales că este o consumatoare, ca și clientă, de peste un an de suplimente alimentare și ea și familia ei, atât ea cât și familia ei. Și vreau să vă spun că imediat a acceptat ca să intre în afacere, în oportunitate, mai ales că acum, bineînțeles, să spunem, investiția pe care trebuie să o ai în această afacere este zero. Și mai ales dacă ai fost și clientă și tu ai consumat aceste suplimente și știi cât sunt de minunate, imediat treci din client în distribuitor cu investiție zero. Bună tuturor! Dragilor, nu vă mai salut pe nume!
îmi las, bineînțeles, timpul de a vă vorbi despre mine și despre această oportunitate pe care vreau să vă, bineînțeles, să ofer tuturor celor ce sunteți în live-ul meu, celor ce veți fi în acest live și mă veți asculta. Eu, mai întâi, servim o gură din minunatul cocktail. Eu sunt Florence. Eu sunt, stați o secundă că nu mă înțeleg cu Lili. Eu sunt Florence, eu sunt o persoană publică pentru că, așa cum vedeți, profilul meu de Facebook și toate pe care le am, Instagram, TikTok, YouTube, toate sunt pe public. Sunt o persoană publică pentru că îmi doresc să fiu cât mai cunoscută de cât mai multe persoane. Pot să spun, devin un influencer. Da, influencer înseamnă influențez oamenii. Ceea ce vreau eu, cum vreau eu să influențez, este prin stilul meu de viață pe care l-am adoptat și care, pot să vă spun, m-a schimbat radical. Nu am crezut vreodată că la vârsta de 37 de ani o să-mi doresc ca, prin ceea ce fac eu, să influențez oamenii și să mă urmeze. Nu am crezut, dar mi s-a întâmplat. Pentru că m-am deschis foarte repede la acest nou în viața mea, mi se potrivește ca o mănușă ceea ce fac și recomand tuturor această oportunitate. Pentru foarte multe persoane, probabil, este ceva tabu. Mulți spun, am văzut, știu ce faci, vinzi produse, nu mă interesează să fiu vânzătoare. Aici, Florence vine și vă corectează. Nu sunt vânzătoare, nu! Sunt, pot să spun așa, o persoană promotor, adică eu prin propria mea persoană, prin propriul meu rezultat, prin propria mea evoluție, eu vin și influențez viețile oamenilor. Eu vin și vă arăt că se poate, bineînțeles, dincolo de orice barieră, să le rupem, să le depășim și să adoptăm noul în viața noastră. Se spune că doar cei ce încearcă, cei care fac un pas, pot să vadă cum este mai departe. Nu vei ști niciodată cum este la etajul 1 dacă vei sta la parter. Nu vei ști niciodată cum este să vezi soarele de sus de pe munte dacă tu vei sta la poalele muntelui de frică că s-ar întâmpla ceva când tu vei urca pe munte. Nu, trebuie să ai curaj, dacă nu l-ai, să-l dobândești și să mergi cât mai sus către ceea ce îți dorești. Eu cred că nu există ființă pe pământul acesta care să nu-și dorească evoluție, care să nu aibă visuri. Știți că oamenii fără visuri și fără obiective sunt oameni morți? Oamenii care nu au dorință în ei de mai mult în această viață, mai ales a evolua din partea asta spirituală, personală, financiară, care este cea mai importantă. Aceia sunt oameni care deja au murit și sunt neîngropați. Foarte, foarte adevărat. Așa că, dragilor, revin. Eu sunt Florence, eu sunt o persoană publică, eu sunt un networker online și offline. Spun offline pentru că astăzi clienta mea m-a, pot să spun, fericit cu acea decizie pe care a luat-o de a deveni din clientă distribuitor, având propriul ei business în offline, după cum vedeți, propriul ei magazin cu aceste minunate, nu numai suplimente. Noi în această minunată companie cu care colaborăm, avem foarte multe linii. Linii cu care tu, bineînțeles, poți să îți promovezi foarte bine afacerea. Multe persoane nu știu ce înseamnă. Dar ce înseamnă? Ce trebuie să fac? Trebuie să vând produse? Nu vinzi produse. A vinde produse, mie mi se pare, cum ești la piață. Când te duci la piață și vezi acolo acele femei care sunt bătrânelele noastre, bătrânicile sau cum se spune, femeile acelea în vârstă care sunt cu pătrunjelul și cu leușteanul și le vezi acolo, uite mamă, atât e legătura. În această companie nu se vezi niciodată pe cineva că spune, uite veganul, atât e, hai ia-l, azi e, mâine nu mai e. Nu! Noi aici ce facem cu aceste minunate suplimente, intervenim în viețile oamenilor, le arătăm prin propria noastră evoluție cât sunt de minunate și că sunt produse pentru bunăstare. Eu pot să zic așa un pic, subliniez mult partea de detox, pentru că datorită acestui program, viața mea s-a schimbat. Eu am reușit cu acest minunat program să scap de 17 kg, de foarte mulți centimetri corporali, să mă simt foarte bine în trupul meu, să întineresc, să mă reîndrăgostesc de mine
și să scap de acel cuvânt pe care, pot să spun, foarte multe femei de care sunt foarte afectate. Sunt femei care suferă de obezitate. Obezitatea e o boală, să știți. Tratați-o ca o boală. Nu o lăsați și spuneți, a, asta e, n-am ce să fac. Ba, da, ai ce să faci. Ești de acolo. Reîndrăgostește-te de tine. Fă o schimbare. Că ești femeie, că ești bărbat. Acționează. Dacă acționezi astăzi, mâine deja ești cu un pas înainte către schimbare. Asta am făcut și eu. Am acționat, rezultatele au început să apară foarte repede. Pot să spun, cei care mă cunoșteau foarte repede au venit și au spus: wow, ce transformare minunată! Vrem și noi! Și bineînțeles, pentru că eu, când am început să mă transform atât de minunat, îndrăgostindu-mă de acest program de remodelare, îl promovam cu tot sufletul. Nu mai aveam oprire. Unde mă duceam, eu vorbeam numai despre acest program de remodelare cu aceste suplimente ale companiei pe care eu astăzi îmi prezent, o reprezint la nivel de carieră. Nu aș fi crezut. N-aș fi crezut că o să ajung vreodată să fac carieră în network marketing. Să o iau de la zero. Investiția mea a fost, mi-aduc aminte, 58 de euro. Eu cu 58 de euro mi-am deschis propria afacere în online și pot să spun, mă regăsesc mănușă în această activitate. Femeile pe care le-am atras, bineînțeles, alături de mine, echipa pe care mi-am creat-o și pe care pot să spun pe această cale, căreia îi mulțumesc din tot sufletul, fiecare persoană în parte, care m-a ales să-i fiu mentoră și să o duc către această schimbare, să le conduc către schimbarea lor, propria lor schimbare. Pot să spun că zi de zi mă minunez în chat când vin fete și spun: nu pot să cred cât m-am schimbat, uite cum eram acum o perioadă, cât de frumos mă remodelez, cât de bine mă simt, cât de minunat e când oamenii vin și îmi spun mulțumesc, datorită ție viața mea s-a schimbat, viața copilului meu s-a schimbat, viața soțului meu s-a schimbat. Aceasta este adevărata binecuvântare. Faptul că noi intrăm, noi cei care am ales să influențăm viețile oamenilor în foarte bine, intrăm ca niște binecuvântări. Repet, pentru cei care sunt neinformați, a fi parte din acest proiect numit Team Butterfly nu înseamnă a fi vânzătoare. Scoateți această idee, dragilor, din cap. Dacă vă doriți evoluție, dacă vă doriți să aveți viața visurilor câștigând succesul propriu, eu vă ofer această oportunitate. Eu intru în aceste live-uri, vă vorbesc, bineînțeles, de ceea ce îmi încântă mie sufletul, ci partea asta de detoxifiere, pentru că datorită acestor minunate suplimente, viața mea și viețile foarte multor persoane s-a schimbat în foarte bine. Viețile lor acum sunt altele. Oamenii aceștia sunt mult mai fericiți, mult mai împliniți și pot să spun că am 90% dintre cei și cele care mi-au fost clienți, acum îmi sunt parte din echipă. Sunt persoane care au spus, nu contează ce vârstă am, vreau și eu să fac această promovare, vreau și eu prin propria evoluție să influențez oamenii să fiu un model. Ador! Ador! Eu foarte mulți ani am lucrat în urgență și am salvat, pot să spun, 13 ani oamenii, tot ce înseamnă urgență din punct de vedere medical. Dar acum mi-am dat seama că îmi doresc să pot să ajut oamenii pe această cale, să le ofer activitatea care să le schimbe, bineînțeles, viața și să-și îndeplinească visurile pe care le au în funcție de visuri și de implicare. Bună seara tuturor! Și, bineînțeles, dragilor, să se remodeleze. Eu de aceea am acceptat această minunată companie. Eu nu cred că o să mă duc vreodată în acest sistem să aleg altă companie. Ar putea să vină să-mi spună că îmi dă soarele de pe cer. Nu! Pentru că această companie numită Snap este parte din sufletul meu. Această minunată companie Snap m-a cucerit prin ceea ce produce. Dacă această companie nu ar fi avut partea asta calitativă, nu cred că aș fi renunțat vreodată la partea mea de o viață, stabilitatea mea, siguranța mea, ca mulți alții, și să intru în această lume în care riști totul pe o carte și câștigi. Eu pot să vă spun că n-am știut. Când am intrat, mi-aduc aminte, m-am lăsat, pot să zic, purtată de acest sentiment de împlinire, acest sentiment de satisfacție față de companie,
pentru calitate și am zis, de ce nu? Dacă cele de deasupra arată că se poate din oameni normali să devii un om care să influențezi viețile altora și să le oferi oportunitatea ca ei să-și îndeplinească niște visuri ascunse și la care poate spun, nu, cred că vreodată o să am eu o casa mea, o mașina mea, să am eu, să ajung în vacanța mult dorită. Uite că se poate. Avem persoane, inclusiv persoana care mi este sponsoră, mentoră în acest proiect, și a achiziționat un autoturism, dragilor, pe numele ei. Cum să nu fie atât de frumos acest proiect? Și a achiziționat o mașină a ei. Da, s-a stins trepiedul. Ni s-a stins lumina. Și a achiziționat un autoturism. Ea mi-a arătat că se poate în acest sistem, dacă îți dorești cu adevărat, prin propriul exemplu, bineînțeles, să influențezi viețile oamenilor și tu să îi ajuți să-și îndeplinească visurile. Așa că, dragilor, eu vin aici și vă îndemn pe toți și pe toate să mi vă alăturați în acest proiect. Este un proiect în care oferim formare gratuită. Ai nevoie de ajutor non-stop 24 din 24, cineva te poate ajuta. În această companie nu intru acum în acest live să-ți explic cum tu poți să-ți îndeplinești visurile. Partea asta cu planul de câștig, ți-o voi spune direct dacă este cazul și ești interesată față în față, pe cameră, exact cum sunt în acest live. Pentru că vreau ca să te văd, să-ți simt care este dorința și visul. Eu am nevoie de oameni care au visuri, oameni care își doresc mai mult de la viață. Nu vreau oameni lângă mine care se mulțumesc cu normal și spun, nu, mulțumesc, nu vreau, nu e de mine. Nu, eu am nevoie de oameni care spun, vreau și eu să ajung în Maldive în decembrie, Florence, crezi că mai putea? Mai ales că, bineînțeles, luna aceasta, compania are o mega promoție pentru cei noi intrați, care ating imediat calificarea, prima calificare de supervisor, să obțină timp de 4 luni un minim garantat între 500 și 1500 de euro pe lună. Vă dați seama să ai 1500 de euro pe lună, un minim garantat oferit de către companie, doar dacă tu atingi acest target. Wow, wow, wow! Sunt oameni care n-au ținut în viața lor 1500 de euro. Dar tu să intri în companie, să atingi o calificare și atingând acest target, tu să obții 1500 de euro direct în contul tău. Dragilor, atât am vrut să vă spun. Să servim împreună cocktailul pe care îl servesc eu dimineața și seara. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte, foarte mult că mă urmăriți, că îmi trimiteți mesaje. Astăzi, bineînțeles, minunata mea clientă mi-a uns sufletul când a spus vreau și eu, vreau să fac afacerea. La vârsta mea nu mă pot afișa așa cum te afișezi tu, pentru că mi-este mai greu. Să ies din partea mea, pot să spun așa, teama pe care, că sunt multe persoane care au teama asta de a vorbi în public. Ceea ce fac eu, dragilor, când vorbesc aici cu voi, eu vin în viața voastră ca un mesager, ca o persoană care, în momentul când tu spui, mi-aș dori și eu o viață mai bună, mi-aș dori și eu să am o afacere a mea, vreau și eu să câștig câteva sute de euro sau câteva, eu zic sute, nu mai zic mii, pentru că se poate și mii, dar nu zic mii să te sperii, să zici că e imposibil. Dar dacă tu tai pe acel im și lași posibil, totul e posibil în viața mea. Așa că eu vin aici și îți spun, ca un mesager, dacă îți dorești să ai parte de această oportunitate în care ți se explică ce trebuie să faci pas cu pas, doar să înțelegi că ce faci tu este promovare personală, că noi așa lucrăm în această echipă, prin promovarea noastră, nu vindem nimic, doar promovăm. Eu sunt aici, eu sunt omul potrivit la locul potrivit pentru tine, pentru a te duce către succes. Dar, pentru asta, ceea ce trebuie să faci tu este să vii în privat și să-mi spui, Florence, vreau și eu. Vreau să mă ajut să-mi îndeplinesc un vis pe care l-am dintotdeauna. Ce visuri aveți, dragilor? Ia să vedem. Dacă ai un vis, ca și cum, să ajungi într-o vacanță exotică, poate îți dorești să ajungi în Dubai, n-ai văzut Dubaiul. Dubaiul e frumos, e ceva minunat, eu am ajuns acolo, să știți, te schimbi. Când te întorci din Dubai, îți dai seama că tu poți să ajungi oriunde în lumea asta, dacă îți dorești cu adevărat. Aceste două cuvinte pe mine, să știți că în momentul când eu le adresez unei persoane cu adevărat, atunci îmi dau seama dacă omul chiar își dorește ceva de la viață. Astăzi am vorbit cu o doamnă care a venit și a spus că vrea ca să
intre în remodelare și nu găsea nicio soluție că n-are card și nu poate să plătească. I-am dat eu mai multe soluții să o pot ajuta până la urmă cum să poată plăti kitul. Dar când am spus dacă îți dorești cu adevărat, a spus nu cred că îmi doresc cu adevărat. Vedeți? Oamenii nu-și doresc cu adevărat să facă schimbări. De aceea eu mă adresez celor care vor cu adevărat să schimbe viața. Cu adevărat. Vă mulțumesc din suflet. Ați fost la un moment dat mai multe persoane, nu contează, întotdeauna alături de, pot să zic, în live de mine, rămân cei care își doresc cu adevărat să primească informația și să mă urmeze. Dacă eu am reușit, cu siguranță și tu poți reuși să îți îndeplinești un vis pe care l-ai și care poate tu crezi că e imposibil. Dar nimic nu e imposibil dacă îți dorești cu adevărat. Așa că eu vă invit și mâine, dragilor, o să fac și mâine live, e posibil să am și invitată, nu știu, trebuie să vorbesc cu ea să văd mâine ce programare, dacă o să poată să vină să mă onoreze cu prezența în Zoom, ăsta, în live-ul meu, Zoom, pentru că o să fie de tip Zoom. Și vă mulțumesc că mă urmăriți, că vă place ceea ce fac și luați acest live ca o oportunitate. Ca o oportunitate de a vi se schimba viața. Așa că vă aștept în privat pe toți și pe toate cu toate întrebările. Noapte bună, vă pup!